Aș putea să spun doar că problemele din sectorul bancar nu s-au terminat și veți vedea ce se va întâmpla în sectorul bancar din UK. Și s-ar putea să avem surprize plăcute în viitor. Vom avea deja la final de 2025, după părerea mea, vom avea deja un an și jumătate de full bull market, ca să spun așa. Salutare dragilor, bine v-am găsit la un nou videoclip Grow Your Wealth. Astăzi o să vorbim despre GDP-ul care s-a lansat în America. O să avem câteva date macroeconomice, rapoartele companiilor importante de tehnologie din săptămâna aceasta și dacă vreți să vedeți niște materiale extraordinare pe care recomand să le vedeți și update-uri zilnice pe care Valentin aici de față ni le oferă pe Grow Your Wealth, vă aștept în comunitatea noastră ca să vedeți cumva piața expusă într-un anumit fel și să vă țineți la curent cu ea. Acolo încercăm să nu vă lăsăm manipulați de către trusturile media și de către toți analiștii de pe Wall Street care își dau cu părerea despre ce urmează să se întâmple și anunță acest doom and gloom în economie, în sectorul bancar, în piața de capital. Încercăm să ponderăm aceste știri și să vă expunem realitatea, pentru că realitatea nu este chiar aceasta, este undeva la mijloc, așa că noi acolo îi susținem pe investitori, îi învățăm tot ceea ce știm noi și încercăm să îi protejăm să nu facă greșeli capitale pe portofoliile pe care le administrează, pentru că acesta este cel mai important aspect în momentul în care suntem investitori, să nu cădem în capcanele întinse de către cei care doresc să ne facă să vindem acțiunile pe panică. Da. Vă așteptăm cu mare drag, sunt sigur că veți găsi foarte multă plus valoare acolo. Dacă veți decide să rămâneți alături de noi, cu cea mai mare plăcere vă așteptăm în cadrul grupului restrâns de pe Grow Your Wealth. Da, pregătim și o mică surpriză în finalul videoclipului, așa că apasă chiar acolo. Rămâneți până la sfârșit. Da, apăsați pe butonul de like și dacă vă place conținutul nostru, abonați-vă la acest canal. Și zic să începem. Începem direct cu datele macroeconomice, fost raportat GDP-ul, da, într-o scădere neașteptată, substanțială, zic eu. Substanțială, dar ușor așteptată, dar parcă prea agresivă. Un pic mare, adică în contextul în care, să zicem, GDP-ul precedent din Q4 a fost 2,6, cum au avut o scădere până la 1,1, o așteptare în același timp aveam un pic mai sus. Mai sus pe la vreo 2. Da, 2, 1,8, poate un 1,5, dar scăderea pe GDP în US a fost una destul de amplă. Da, acum, multe din rapoarte au ieșit foarte bine pentru că companiile, cum ai zis și tu de multe ori, au optimizat, au fost atenți să se elibereze de anumite joburi și în momentul de față, cumva, s-a văzut lucrul ăsta pentru că au avut niște EPS-uri foarte bune, adică niște profituri pe acțiuni. Earnings per share, da, profit pe acțiune, da. Lucrul acesta cumva a entuziasmat piața, dar la nivel a veniturilor vedem că nu stăm neapărat bine. Veniturile sunt ușor în media așteptată sau poate în unele cazuri ușor sub așteptări. Dar reamintim pentru cei care ne urmăresc că prețurile acțiunilor anticipează anumite momente mai slabe sau mai bune din viitor. Noi acum am avut EPS ușor în creștere sau destul de bine în creștere, cum a fost cazul Microsoft și Facebook, da? Chiar și Amazon a raportat destul de bine, pentru că așteptările au fost destul de joase, așteptările create au fost destul de joase, prețurile acțiunilor s-au corectat deja în octombrie anul trecut, când noi anunțam din septembrie că vom avea bottom-ul în piața de capital la jumătatea lui octombrie. Atunci s-au corectat acțiunile, după care a mai fost o altă tranșă de corecție în decembrie, pentru că piața a anticipat ceea ce urmează să se întâmple în Q1, Q2 2023. Acum, pentru că setările au fost destul de jos setate, au fost foarte ușor de depășit. Companiile au eficientizat prin aceste runde de concedieri și prin tăierea de costuri destul de amplă. Și atunci am avut niște surprize pozitive, chiar în momentul în care foarte mulți analiști din piață ne anunțau că va fi extrem de rău la raportările actuale. S-a creat această așteptare, ce ai drept, da. Inclusiv de la mari titani financiari, să zicem așa, s-a creat foarte mult asta în timp ce ei au raportat bine, au raportat și companiile de tehnologie. Cumva,
E adevărat că trebuie să fim atenți, să nu zicem hop până n-am sărit toate raportările, pentru că mai pot veni. Am mai văzut și acum Snapchat care a avut probleme, am văzut la Cloudflare care tot așa a avut probleme, deci încă mai sunt instabilități în anumite zone. Pe anumite nișe, Alex, noi trebuie să ne gândim că economia este impactată de companiile mari, de companiile care conduc industriile grele, industriile în care se învârt foarte mulți bani. Acum, dacă vine Cloudflare și îmi raportează puțin mai slab, care este pe o nișă din cybersecurity, nici lider pe cybersecurity, exact, cum este Fortinet. Dacă ar fi raportat Fortinet foarte rău, atunci da, mă așteptam să fie foarte rău în toată industria. A raportat Cloudflare, care este un jucător din plan secund în această industrie. La bineînțeles, Snapchat în... Și Snapchat industrie. În industria ei. Bineînțeles că avem un recul pe prețurile acțiunilor din compania, din sectorul de cyber security, asta vis-a-vis de Cloudflare, că ai menționat-o, dar nu înseamnă că piața pe de-a întregul va fi impactată foarte grav. Mai vreau să atingem și zona asta a, să zicem, cererilor de șomaj care am avut o săptămână aceasta. În același timp, aș vrea să te întreb vis-a-vis de aceste lucruri, gândindu-ne la șomajul care va urma să fie raportat săptămâna viitoare. Da. Pentru că cumva acum iară discuția se duce iară spre datele macroeconomice, pentru că ce e adevărat că oamenii care destul de negativiști în piață au văzut că au ieșit bine raportele, se duc la următoarele date care ar putea ieși rău. Ok, ce avem? Inflație, șomaj. Hai să spun ceva. Părerea mea. Da. Nu înseamnă că știu eu bine. Este doar părerea mea. Acești negativiști ai pieței, în astfel de momente de bear market, par cei mai deștepți oameni. Este mult mai greu. Genial, parcă. Da, sunt genial. Și este foarte ușor să te iei după ei. Dacă vine Michael Burry și spune, ajunge S&P la 3000 de puncte. Wow. Scuze-mă o secundă să menționăm și asta aici, pentru că ai adus aminte de Michael Burry. E foarte simplu momentele de criză și în momentele în care piața arată așa să vii și să arăți ca un Michael Burry. Pentru că e legenda asta și dacă un pic ai intuit scăderea, mamă, ești Michael Burry. Acum, n-are sens să discutăm de lucrurile acestea acum, pentru că de criză vorbim din 2020 și în 2021 s-a vorbit de ea, în 2022 la fel am vorbit și eu și Valentin. Nu trebuie să fii mare filozof să-ți dai seama de lucrurile acestea și în momentul ăsta că vorbim de o criză, iar nu e mare filozofie. Ce aș putea spune este că ar fi mult mai greu să rămâi optimist, să rămâi echilibrat, exact, să îndrum pe oameni să stea pe acțiuni, să aibă răbdare, să fie în control și să depășească această perioadă prin cumpărare în tranșe mici de acțiuni pe scăderi. Să facă acel DCA despre care tot citiți în toate cărțile de investiții, în cursurile pe care le cumpărați, le parcurgeți, citiți despre aceste lucruri, dar în momentul în care trebuie să puneți în practică, vă lăsați influențați de marea majoritate a celor care vor să pară mai deștepți decât sunt, și mi-asum când spun asta, cu tot respectul pentru mulți dintre ei, devin negativiști și vor să pară cei care știu totul în astfel de momente. Este foarte ușor să vii să spui, piața va scădea, nu cumpărați acțiuni, că o să pierdeți foarte mulți bani și o să nu o să mai existe America, nu o să mai existe dolarul, economia mondială e în colaps, o să înceapă războiul, o să... Nu, rămâneți liniștiți, umanitatea a mai trecut prin astfel de situații și nu a fost un capăt de țară. Mergeți pe orice grafic al pieței de capital care vă explică exact în anumite momente ce s-a întâmplat, care a fost evoluția pieței de capital pe termen scurt, corecțiile respective, de la momentele respective, și ce s-a întâmplat după aceea. Același lucru va fi și în momentul de față și în viitorul apropiat și îndepărtat. Dar sunt niște lucruri ciclice care piața le digeră la un moment dat și după aia previn într-o direcție. Da. Noi cei care suntem mai optimiști sau care suntem mai echilibrat părem penibili, părem că nu știm nimic în anumite momente din piață, dar aceste momente, credeți-mă, sunt foarte scurte. Un an, doi, după care ne veți da dreptate în următorii 6-8 ani de zile. Da, când o să ajungă Tesla cea mai mare companie din lume. Asta este, am zis-o și pe asta. Am avut raportele și la compania First Republic Bank, care de importantă prin America pe acolo. În prima fază foarte pozitive luni au venit aceste raporte. Da.
când s-a terminat ședința de tranzacționare de la creșterea aia direct mare plonjon și cumva investitorii s-au uitat și n-au înțeles. În același timp am văzut, bine, au raportat și Credit Suisse, dar nu prea mai contează. Nu mai vorbim. Sunt oameni care au cumpărat Credit Suisse. În păcate trebuie să-și asume. Și chiar... Au speculat, n-au investit. Alex, au speculat. Să-i lăsăm, dacă sunt speculatori, să fie speculatori. E adevărat, dar nu au făcut măcar speculația aia să zici, m-am ușortat. Și aia, ui. Se vedea că se duce în cap, sincer. Adică se vedea din cam mult. Dintre cei cu care lucrez în aceste, am aceste discuții unul la unul, chiar la vremea respectivă m-au întrebat trei persoane. Vali, n-ar fi momentul în care să cumpărăm niște Credit Suisse după scăderile astea, că sigur s-ar putea să fie salvată și să se reîntoarcă acțiunea sus? Nu. Am fost întrebat pe grup, cred că, mai ales că sunt mult mai activ pe comunitatea de Discord, foarte frecvent. Inclusiv de, la un moment dat, a cumpărat cineva First Republic Bank și făcuse niște profit și m-a întrebat, Alex, ce să fac? Mai rămân pe companie? Și ca să nu zic direct da sau nu, am zis, ok, tu mai vrei să vezi un raport la compania asta? Și persoana respectivă a zis, da, dar am înțeles răspunsul. Nu cred că vrei să vezi următoarea raportare de la First Republic Bank. Da, deși raportul a fost bun, după... Bunicel, a fost bunicel. Da. Numai că au anunțat că au ieșit sume foarte mari din depozitele băncii, s-au îndreptat către alte bănci și atunci investitorii, analiștii au digerat informația și imediat și-au dat seama că va fi foarte rău. Prin urmare, prețul acțiunii a scăzut foarte mult pentru că această bancă are niște expuneri foarte mari pe bonduri la randamente foarte mici, dar totodată, ceea ce trebuie să știți despre First Republic Bank, este o bancă preferată de multimilionarii din America. Cei care vin și pun gaj proprietățile imobiliare foarte scumpe pe care le au, iau niște credite la dobânzi preferențiale de la First Republic Bank, după care trăiesc foarte, toată viața pe datorie. Aceste credite nu se mai rambursează pentru că în momentul când trec în neființă nu se preiau de către cei care sunt rămași în viață. Proprietățile respective chiar cresc foarte mult în valoare. Prin urmare, ei încasează o dobândă destul de mică de la acești oameni foarte bogați, care știu cum să se joace cu finanțele și cu averea personală. De aceea rămân foarte bogați în continuare. Da, acum întrebarea cred că vine aici, dacă cât crezi că mai rezistă o companie ca și First Republic Bank, care e clar în momentul de față care are probleme, și dacă o problemă ei poate duce din nou la un domino. Aș putea să spun doar că problemele din sectorul bancar nu s-au terminat și veți vedea ce se va întâmpla în sectorul bancar din UK. UK, acolo unde inflația a rămas foarte sus, banca Bank of England va trebui să crească în continuare ratele de dobândă de politică monetară. UK-ul este în recesiune. Din păcate, inflația nu va putea fi temperată destul de curând pentru că în astfel de momente în care sunt probleme la nivel mondial, oamenii foarte bogați merg către Londra și investesc bani în Anglia pentru că este una dintre zonele cele mai sigure. Foarte mulți oameni merg către UK pentru concedii, pentru încoronarea regelui, pentru diverse evenimente și cheltuie foarte mulți bani în UK, participând la creșterea inflației, la ținerea inflației acolo sus. Bank of England, din păcate, nu se poate duce cu rata de dobândă de politică monetară spre 10% pentru că ar băga țara în faliment. Da, am avut lucrul ăsta în decembrie, am fost în zona respectivă, m-am întâlnit cu prietenii mei și am văzut efectiv cum oamenii ieșeau din casă, erau peste tot și am zis, voi nu scăpați repede din inflație. Se vedea cu ochiul liber, adică nu trebuia să fii, o simțeai dacă trăiai acolo și el simțea același lucru. Da. Dar revenind la rapoarte, marți am avut două rapoarte foarte importante, unul excepțional la Microsoft și unul destul de bunicel, să zicem, la... O raportare bună la Google. Raportare bună. Excepțional la Microsoft, raportare bună la Google. Da, eu la Google, ca să ne înțeleagă oamenii de ce zicem asta, am așa o rezervă când văd că îi scade sursa principală de venit sau nu neapărat că scade, dar nu mai crește atât de accentuat. E doar o perioadă. Și îmi este că ChatGPT-ul să nu facă un pic mai mare concurență în zona respectivă decât credem noi în momentul de față. Să ai așa o speculație, să zicem. Este o speculație și este fondată, să spunem. Eu, pe de altă parte, cred că oamenii nu iau un calcul DeepMind de la Google, care este mult mai performant decât ChatGPT.
nu se știe acest lucru pentru că nu a fost promovat de către Google. Google, la Google lucrează unul dintre cei mai deștepți oameni. Google, Tesla, SpaceX sunt companiile, Microsoft, sunt companiile care au creierele cele mai puternice, să spunem, cele pe parte de, da, pe parte de inovație, pe parte de idei. Noi nici nu știm ce există în departamentele de research and development la aceste companii pentru că n-au ieșit la suprafață, dar credeți-mă că ceva există acolo. Ceva foarte de înaltă calitate există acolo. Cred că se va ajunge la o reglementare a acestei nișe de artificial intelligence pentru că nu se poate merge în direcția în care am văzut dezvoltarea acestui ChatGPT în ultimele 3-4-5 luni de zile. Devine și periculos după o anumită zonă. Adică nu mai poate fi controlat ceea ce... Această evoluție este, la un moment dat, aduce mai multe probleme decât îmbunătățiri pentru societate, pentru economie, pentru oameni la modul general. Vorba aia, ca și exemplul ăla cu cuțitul. Poți să-l folosești și să te ajuți de el în bucătărie, dar poți să faci alte lucruri rele, mai puțin plăcute cu ele. Și atunci, cred că aici e același rol și a AI-ului, pentru că absolut, e de fapt o unealtă, doar că poate să fie folosită foarte negativ. Ar fi bine să fie păstrată pentru folosul, pentru a aduce plus valoare pentru oameni și pentru economie, pentru societate, dar se poate să cadă și în mâini greșite și să producă foarte multe daune. Da, acum dacă tot am vorbit de AI, s-ar putea ca la un moment dat, nu o să promit odată, dar o să fie o legătură între ceva cu AI și comunitatea noastră. Atâta zic, e un hint momentan. Da? Nu stă pe nimeni să pronunț, dar da, rămâne să... Cei care sunteți membri o să vedeți ce se va întâmpla la un moment dat, iar cei care nu sunteți, vă provocăm să veniți alături de noi, măcar pentru o lună, dacă nu sunteți mulțumiți de ceea ce veți găsi acolo, la nivel de informație, de Discord-ul pe care îl avem cu oameni foarte bine pregătiți care aduc și plus valoare acolo. Mare de tot. Să renunțați foarte ușor. Da, revenind un pic la raport. Cum ai văzut raportul la Google și cumva să explicăm un pic mai bine viziunea ta de ce crezi că raportul acesta nu... Să zicem că e bun. De ce crezi că e bun? Raportarea a fost bună pentru că vedem o creștere pe partea de cloud. Această divizie cloud de la Google este extrem de importantă. Atenție pentru cei care dețineți acțiuni Amazon, pentru că ia puțin din cota de piață de la Amazon Web Services. S-a văzut raportul ăsta. Da. Și vedem cum Google a stabilizat destul de bine cheltuielile. Din păcate, Google este implicat în foarte multe procese, atât în Europa, cât și în UK, cât și în America, acolo unde vor trebui să plătească niște despăgubiri. Nu este o problemă pentru că au o poziție cash extrem de mare. Google este în situația în care are răscumpărări de acțiuni, este în situația în care are atât de mult cash încât poate cumpăra alte companii și se poate dezvolta pe mai multe sectoare, acaparând cotă de piață pe mai multe industrii. Cu cât se extinde pe mai multe industrii, este bine pentru companie, dar totodată intră în atenția autorităților de reglementare pe anumite industrii și pe anumite nișe. Ce e normal. Ceea ce este normal, vedem ce s-a întâmplat la Microsoft cu tentativa de a achiziționa Activision Blizzard, acolo unde UK-ul a interzis această achiziție pentru că ar deține monopol Microsoft pe zona aceea de gaming. Google a raportat binișor, a stabilizat cheltuielile și mă aștept ca pe următoarele quartere, odată cu revenirea economiei, revenue din partea de YouTube să fie destul de însemnat, să crească destul de mult și vom vedea Google care, după ce au fost setate așteptări atât de joase, va fi foarte ușor pentru companie să le depășească în viitor. Este o companie extrem de importantă, are acel the moat, cum spune Warren Buffett, da? Avantaj competitiv durabil. Îi va permite să crească în continuare foarte bine, dar bineînțeles cu o rată de creștere mai mică, acel compound annual growth rate, se transformă ușor-ușor într-un slow grower, da? O companie care poate fi adoptată în portofolii de către investitorii care au un profil de risc dinamic, chiar și conservator. Pentru că Google, prin poziția cash pe care o are, prin poziția dominantă în piață,
Este o companie foarte stabilă acolo unde poți să stai liniștit cu bănuții investiți fără să ai parte de o volatilitate foarte mare pe prețul acțiunii. Da, o să vorbim imediat și de o companie care a fost extrem de volatilă și toată lumea îi cânta prohodul, inclusiv eu la un moment dat, și totuși o reveni spectaculos. Dar până atunci vreau să vorbim de Visa și de cum tranzacțiile cu cardul în momentul de față, vedem că nu se opresc. Alex, ăsta e viitorul, despre ce vorbim? Mă aștept să scadă Visa când din ce în ce mai mult generațiile care vin din urmă sunt bancabile și folosesc cardul. Generațiile care n-au folosit cardul nici nu vor folosi, dar să rămân undeva în urmă. Generațiile tinere vor folosi cardul de acum înainte. Cardul, da, telefonul, cred, ceasul. Cred cumva că volumul pe care îl au ei în tranzacție le aduce cota asta de revenit. Și sunt atât de mari încât vor raporta cifre bune constant. În același timp, o companie care e foarte ușor să trimită mai departe către consumatorul final costurile care intervin. Absolut. În momentul de față. Nu se poate, fără cardul Visa din buzunar nu se poate. Visa și Mastercard. Și Mastercard. În viitor, eu văd un viitor destul de... nu pe placul meu, să spunem, pentru că eu am această dorință de independență, de libertate și așa mai departe și viitorul nu este tocmai plăcut ochilor mei. Nu știm când se va întâmpla asta, dar când se va trece la următorul... la următoarea fază a sistemului financiar mondial, acești procesatori de plăți vor fi niște jucători foarte importanți, pentru că prin intermediul lor oamenii vor fi controlați total. Da. În momentul în care vom avea parte de un sistem financiar mondial nou, ne vom raporta la probabil o singură monedă, că o fi virtuală, că o fi... asta, nu cred, nu mai cred în cash. Și am văzut asta în lumea occidentală. Dacă cei care conduc vor dori să te limiteze la 100 de kilometri în jurul locuinței tale, te limitează. Pentru că dacă ai depășit acea 100 de kilometri, ți se dezactivează cardul, telefonul, ceasul, mașina se oprește pentru că vei conduce o mașină electrică și va fi controlată de undeva, de un sistem, da? Deci va fi foarte ușor să te facă să respecti regulile stricte care vor fi impuse. Acum, ca să fac o glumă, cred că pentru oamenii ca tine s-a făcut Bitcoin-ul. Da, nu știu dacă Bitcoin-ul, pentru că nu cred că va fi cineva care va scăpa, va putea ieși în afara sistemului. Din păcate, din păcate. Da, cred că din fiecare bulă cumva să fac și bule mai mici și... e important, da, să vedem cum o să... Eu nu, hai să spunem doar așa, eu nu cred că cei care controlează sistemul financiar mondial actual vor accepta să piardă controlul din mână în defavoarea unei grup restrâns care dețin Bitcoin. Dar poate stoi ei. Nu să stai să speculează. Ce anume? Că ar fi tot aceiași oameni sau tot oameni din cercurile, da, lor. N-aș putea spune că nu cunosc multe detalii, dar eu spun că cei care conduc actualul sistem financiar mondial și organismele de forță de la International Bank of Settlement, Bank of International Settlements, băncile centrale, corporațiile mari, băncile mai mici și alte organizații gen Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional nu vor pierde controlul sistemului financiar din mână. Da, atât. O să mai hintuim aici ceva, că o ridicat-o Valentin la fileu. O să vorbim la un moment dat mult mai documentat și pe surse și pe o documentare un pic mai clară în anumite videoclipuri care o să apară în viitor, nu dau iar exact o dată. Vom vedea cât vom putea vorbi, pentru că anumite subiecte chiar deranjează. Nu, mă refer la zona asta de cercuri de interes și tot ce înseamnă America și să fie un pic mai documentate și centralizate într-un loc. Mă refer la poate o nouă formă de content aici. Vede. Da, aș mai vrea să atingem și subiectul Enphase Energy, care, da, și a raportului său, pentru că îți dai seama, toată lumea a rămas un pic așa șocat. Raport... în medie, raport, să bun, zicem... Raportare bună. Raportare bună, dar guidance negativ. Da, și niște declarații nefericite, cel puțin. Da. O raportare bună a celor de la Enphase Energy, o companie importantă din această parte a industriei de panouri solare. Este o industrie la modă și va fi și în viitor, pentru că se investesc sume enorme de bani în partea asta de energie regenerabilă și panouri solare, surse alternative. Enphase Energy
Este o companie care s-a tranzacționat până de curând la un multiplu destul de mare. Se plătea un premium pentru acțiunea respectivă pentru că făcea parte dintr-un eșalon de top al industriei alături de Solar Edge, First Solar, poate și Canadian Solar, dar parcă Canadian Solar undeva puțin mai jos. Da. Cum este Cloudflare față de CrowdStrike, ca să facem, că tot am vorbit de Cloudflare, da? Dar Enphase Energy a raportat bine, în schimb ne-a atenționat că piața va avea un recul pentru că americanii vor avea o pauză de la partea asta, nu prea vor avea cash-ul necesar. Da, să o explicăm, declarați ceva de genul că o să încetinească achizițiile de panouri solare pe zona rezidențială, să zicem așa, da. Pe case și pe locuri exact. Mai scurte. Vor avea 1, 2, poate 3 trimestre mai slăbuțe, dar după această raportare prețul acțiunii s-a corectat destul de mult. Eu am trimis așa o alertă pentru cei interesați pe Discord la noi și am adus în discuție chiar astăzi. Noi filmăm vineri la ora prânzului. Cred că miercuri. Am discutat chiar dimineața. În această dimineață am prezentat rezultatele de la Enphase. Prețul acțiunii este destul de atractiv. Bineînțeles că a tras și celelalte companii în jos. Tot sectorul, de da, exact. Tot sectorul a fost tras în jos. Au scăzut acțiunile destul de bine. Dacă ne raportăm la viitor și dacă avem răbdare, dacă înțelegem business-ul și ne asumăm, și ne asumăm că pot să mai scadă de aici, da, pentru că a putea cumpăra în tranșe, exact, nu știm noi unde este bottom-ul, dar după această corecție este o acțiune destul de atractivă, cred că undeva în viitor cineva lua expunere, va avea un profit și s-ar putea ca și noi să revenim aici pe YouTube și să reamintim la vremea respectivă ce am vorbit astăzi. Da. Un raport care mi se pare că, dacă vorbim de raporte extraordinare, cred că ăla de la Meta a fost unul extraordinar, wow. Miercuri. Și aici ce vreau să reamintim e niște discuții pe care le-am avut în trecut, una dintre ele în care eu făceam mișto de metaversul la lab-ul lor și cu zona Oculus. Și am ținut-o asta până a fost schimbarea asta a companiei. Eficientizarea. Acolo cumva s-au shiftat lucrurile, Valentin a venit și a hintuit aici foarte mult în timp ce în comunitate discuta, mai am anunțit de lucrurile acestea. S-a văzut cum se schimbă compania și cum își schimbă focusul, cred că despre aia e vorba. Focusul ajungând pe optimizarea a tot ce înseamnă costuri și a include AI-ul într-un mod diferit în interiorul companiei, nu a crea un AI și a-l vinde. Da. Adică ei folosesc momentan AI-ul ca să scutească joburi, să aibă roboți de asistență care să facă toate lucrurile acestea, care în trecut erau oameni plătiți pentru lucrurile acestea. Da. Asta le-a dus un profit mult mai mare pe acțiune și un raport destul de bun, investitorii clar entuziasmându-se. Da. Și Facebook, de la compania care toată lumea îi cânta prohodul, pentru că asta s-a întâmplat la un moment dat. Da, chiar eu am menționat în 2022 că văd Facebook tranzitând dinspre growth spre value, dar după aceea, văzând ce se întâmplă, da, inclusiv revizuit total analiza. Da, inclusiv oamenii independenți, inclusiv analiștii, inclusiv oamenii care investeau cumva în Facebook, și asta e dovada, cred eu, supremă. Că în momentul în care crezi că ai îngropat o companie, un titan atât de mare cum e Facebook, dar el are capacitatea asta de a fi tot timpul in the market și să fie atent la tot ce se întâmplă și el poate să își schimbe instant focusul pe ceva ce e foarte actual și să-i ajute, se întâmplă asta, vin în două trimestre și îți dau totul peste cap, îți face acțiune 100%. Da, este o companie inovatoare, Alex. Eu de aceea îi îndrum pe investitori nu atât de mult către ETF-uri, către companii value care au avut parte de creștere în trecut, nu mai au creștere în față, au ajuns la acea zonă de platou, plafonare, să spunem, a creșterii, ci îi îndrum către companiile care inovează, pentru că de aici va veni creșterea în viitor. Facebook a dovedit că este o astfel de companie. Chiar mi-aduc aminte că pe câteva portofolii ale unor investitori exista acțiunea Facebook,
În prima fază, în 2021, din timp i-am anunțat că Facebook nu mai este ceea ce a fost înainte, după care am pus în pending orice fel de DCA acolo, nu s-a mai făcut DCA acolo, după care, în momentul în care am analizat raportarea pe trimestrul 3 din 2022, în momentul în care Zuckerberg vine și spune vom avea parte de o eficientizare, 2023 va fi anul eficientizării, vom reduce costurile, vom da foarte mulți oameni afară, am zis ok, deja se întâmplă ceva, se schimbă shift-ul în această companie. Octombrie, noiembrie, ceva. Da, octombrie, noiembrie. După care le-am menționat oamenilor respectivi că mi-am schimbat viziunea despre Facebook, nu numai că punem în pending orice fel de DCA, ba chiar vom putea face achiziții, pentru că se va schimba totul la Facebook și vom avea parte de o creștere pe prețul acțiunii, pentru că vedeam cum intră banii investitorilor instituționali din nou. Prin această scădere care a avut loc undeva la finalul anului trecut, da, în ultimul trimestru, de fapt au ieșit foarte mulți investitori de retail. Au fost zguduiți, scuturați, să le spunem, investitorii de retail de acțiuni. Iar instituționalii s-au încărcat la niște prețuri foarte bune. Din păcate... Nu ne credeți pe cuvânt, căutați rapoartele SEC cu privire la asta, pentru că se văd toate achizițiile instituționalilor, doar că urmează și ele să fie raportate cum raportează companiile. Numai un lucru vreau să menționez aici. După această creștere trebuie să se umple un gap. Dacă vă uitați puțin pe analiza tehnică, veți vedea că după o creștere de 13%, 14% s-a creat acest gap. Nu aș fi foarte agresiv să cumpăr Facebook de la acest nivel în sus, pentru că s-ar putea să avem parte de un pullback. Da, foarte, foarte important de menționat lucrurile acestea. Dacă aveți viziune pe termen lung, da, ok, așteptați puțin o corecție, puteți cumpăra. Sunt vreo două gap-uri deja cumva, exact, pe creșterea. Da, două gap-uri foarte mari care în principiu ar cam trebui să se umple. În același timp, Facebook e și compania care mai are un gap destul de mare sus în momentul în care o plonjat în jos. Da. Nu știm care se va umple primul. Sunt discutabile zonele astea, acum pe analiza tehnică se zice. Faceți propria analiză și decideți dacă Facebook poate face parte din portofoliul domniilor voastre. Pot menționa că este în continuare o companie destul de valoroasă care va crește în viitor și dacă aveți o viziune pe termen lung, cu siguranță veți câștiga mai mult sau mai puțin pe această expunere. Depinde de... Da, foarte subtil o să introducem și compania de care mi-am mai vorbit în trecut și cred că și tu menționai la un moment dat de Teladoc, o companie de telemedicină care a avut un raport decent acum. Da, este după primul raport timp, mai mult după mult timp. Și atunci îți dai seama că eu vin aici exact cum s-a întâmplat în cazul Facebook și te întreb, Valentin, dacă raportul ăsta a fost destul de bun. Da. Putem avea așa o atenuare și o solidificare în zona asta. Consolidare. Da, consolidare a companiei în care să vedem cum poate se tranzacționează în range-ul ăsta o perioadă, dar la un moment dat, fiind o industrie nouă, telemedicină și atingând foarte multe industrii noi, pentru că și, again, oamenii fiind atenți sau investitori în perioada asta fiind mult mai atenți la companiile de medical, pentru că destul de celebre au ajuns să fie și CRISPR și cele cu RNA. Noi am mai vorbit aici de CRISPR, da. Și chiar cineva mi-a semnalat la un dat, Vali, exact când ați vorbit voi de CRISPR, a doua zi, a treia zi, prețul acțiunii a explodat. A fost o întâmplare. Coincidență. A fost coincidență. Fericit. O să mai fie de astea. Da. Acum, revenind la Teladoc, scuză-mă, mai vrei să spui ceva? Da, voiam să adaug că în momentul de față toată lumea e atentă la lucrurile acestea, e atentă la sectoarele noi medicale și voiam să te întreb dacă vedem cumva că ăsta să fie nivelul de la care Teladoc să poată să revină în viitorii ani. Ok, haideți să dăm câteva detalii pentru cei care ne urmăresc despre Teladoc. Teladoc a fost o companie extrem de urmărită, a făcut parte din acel hype al lui 2020. Era una din companiile preferate de Katie Wood la ARK Invest, avea o expunere foarte mare pe Teladoc. Este o companie din telemedicină, viitorul acesta este în mare parte, pentru că nu vom mai merge la spital pentru orice fel de problemă, vom lua legătura prin online cu doctorii și vom avea parte de
sfaturi online, vom plăti pentru aceste servicii. Ce s-a întâmplat cu Teladoc? Teladoc a crescut foarte mult, a ajuns undeva pe la 300 de dolari prețul acțiunii pe un hype, așa cum spuneam. A luat decizia de a cumpăra Livongo, o altă companie destul de importantă la momentul respectiv, a devenit un gigant. Problema a fost că a cumpărat Livongo cu o parte cash și cu acțiuni emise diluând investitorii de la vremea respectivă. Ce s-a întâmplat ulterior, a venit această recesiune dură cu creștere de rate de dobândă de politică monetară, cu atragere de lichiditate din piață, moment în care am putut considera că Livongo a fost cumpărată în cel mai prost moment posibil. Posibil. În momentul de față, în market cap-ul companiei Teladoc, nu se mai regăsește compania Livongo la nivel de market cap. Market cap-ul companiei este mai mic decât fără achiziția Livongo. De o bună perioadă de timp, după o corecție foarte, foarte dură, peste 90%, gândiți-vă că a scăzut de la peste 300 de dolari la 26, 25, 23 de dolari, a început să se consolideze prețul. Investitorii care nu au vândut, nu au mai vrut să vândă la un anumit moment dat, nu mai sunt vânzători de acțiuni la un anumit moment dat, au venit acum cu o raportare bunicică, au tras un semnal de alarmă că încep să revină ușor, ușor pe creștere și s-ar putea să avem surprize plăcute în viitor, iar pe revenirea economiei, pe revenirea sentimentului de piață, Teladoc poate fi o companie care poate crește foarte bine. Poate recupera din prețul pierdut destul de bine. Eu cred că pe final de 2025 am putea să vedem această companie undeva la peste 80-100 de dolari. Pentru că vom avea deja la final de 2025, după părerea mea, vom avea deja un an și jumătate de full bull market, ca să spun așa. Este opinia proprie, nu o luați ca sfat de investiții, este doar analiza mea. Da, acum cred că important e să mai atingem și raportul Amazon. Un raport destul de bun, o companie care vinde foarte mult către retail și ne spune foarte multe lucruri despre consum. Și vreau să te întreb, cum ai văzut raportul lor? Clar, divizia de cloud a avut de suferit, cum ai zis deja, și se vede cum Google ia parte, dar per total cum arată raportul? Raportarea, din punctul meu de vedere, a fost una bunicică. Nu ne-a surprins negativ. În trecut, Amazon a avut parte de un pullback pe prețul acțiunii în momentul în care Rivian, care este un producător EV în care Amazon a investit o sumă destul de importantă, Rivian a scăzut, automat forțând raportarea de la vremea respectivă a celor de la Amazon într-un teritoriu negativ, pentru că a trebuit să apară în balance sheet, la linia de investiții făcută de Amazon, a apărut un minus destul de important. Și atunci, ceea ce s-a corectat, s-a corectat undeva în trecut. De acum așteptările sunt undeva destul de jos și vor putea fi depășite foarte ușor de Amazon în viitor. Nu știm ce investiții mai sunt de făcut de către cei de la Amazon, dar au o poziție cash considerabilă, exact ca și în cazul Google, ar putea să facă achiziții în viitor fără niciun fel de problemă, iar ceea ce s-a întâmplat la Rivian de asemenea ar fi putut fi percepută ca aflându-se undeva în trecut, problemele de la Rivian. Ce este important este că Rivian are în continuare nevoie de finanțare. Nu știm dacă Amazon va continua finanțarea de la Rivian, pentru că investitorii Amazon nu sunt tocmai fericiți cu acea decizie a companiei. Da, mai voiam să te întreb în final și aici am pregătit și surpriza. Asta e ultima întrebare. Da. O să încercăm în viitor să facem astfel de întrebări strict pentru oamenii care rămân până la final și aici să fie o informație destul de prețioasă. Am pregătit astăzi așa, ce te aștepți în contextul în care Jerome Powell, la viitoarea ședință, menționa în mod repetat până acum toate, să zicem așa, lucrurile pe care el le-a spus sau deciziile pe care le-a luat, cumva le-ai anticipat destul de bine. Anticipăm și un 0.25 acum, da, pentru că e destul de evident, dar anticipăm și faptul că el o să spună că asta a fost ultima creștere de rată de dobândă și dacă da, investitorii cam după aia văd criza financiară, după aia văd corecția, după ce se opresc lucrurile astea, și cred de asta am vrut să te întreb aspectul ăsta. Nu este chiar așa cum văd eu lucrurile. Jerome Powell va crește rata de dobândă de politică monetară cu încă 0.25, deja ne vom afla peste cifra inflației care este la 5%. Ne va da de înțeles că aceasta este ultima creștere de rată de dobândă,
dar va lăsa ușa deschisă pentru eventuale alte creșteri dacă situația o va impune, pentru că va trebui să analizeze foarte bine indicatorii care vin din economie. Și după părerea mea vom avea parte de o revenire pe ușoară creșterea inflației în următoarele 2 luni de zile. Nu înseamnă că va reveni și va crește imediat rata de dobândă de politică monetară, dar cred că Jerome Powell va fi forțat să ia în calcul șocurile pe care le-a creat în economie, în sectorul imobiliar rezidențial, în sectorul bancar, ba mai mult, ceea ce nu prea se discută acum, în sectorul imobiliar comercial. Acolo sunt problemele foarte mari, pentru că acele companii au nevoie de refinanțări și nu se pot refinanța la niște dobânzi atât de înalte. Cred că în momentul în care se va stabiliza rata de dobândă de politică monetară, piața de capital va reacționa pozitiv, pentru că va exista o predictibilitate. Întrebarea este ce se va întâmpla în piața de capital când Jerome Powell va fi obligat undeva pe final de an să scadă rata de dobândă de politică monetară, pentru că recesiunea va intra mai tare în rol. Da, am pregătit această surpriză. Vrei să le spui și de evenimentul la care participi? La evenimentul creat de cei de la Știința Banilor, Valentin Nedelcu, Dan Sulica, Bogdan Dinu, sunt foarte mulți oameni invitați acolo ca și speakeri. Unul dintre ei sunt și eu și le mulțumesc pe această cale celor de la Știința Banilor, lui Valentin Nedelcu în mod special. Este un eveniment care aduce plus valoare în mediul din România, acolo unde se încearcă prin această parte de educație financiară îndreptarea oamenilor către soluții de investiții ale economiilor pe care le aveți. Da. Foarte mulți dintre cei de acolo au participat activ la creșterea educației financiare în România și ar trebui să le mulțumim pe această cale, pentru că nu prea avem parte de ea în școală, în facultate și așa mai departe. Cred că e foarte important lucrul acesta și noi o să vă lăsăm link ca să aveți în descriere mai jos în caz că vreți să participați, online, din câte știu. Este online, da, 26, 27 și 28 mai, este vineri, sâmbătă, duminică, probabil că eu o să am alocat o oră undeva duminica. Cei care au pachetele VIP sau pachetele mai importante cumpărate, înțeleg că este un eveniment undeva vineri seara, la care vor fi prezent, vor participa speakerii și cei care vor să vină vor avea acces la a discuta liber cu oamenii pe care îi veți vedea că vor prezenta anumite detalii importante pe anumite subiecte. Da, vă lăsăm în descriere toate detaliile și până data viitoare, da. Vă mulțumim și ne vedem săptămâna viitoare. Vă mulțumim, toate cele bune și rămâneți calmi și în control, pentru că lucrurile vor reveni la normal. Toate cele bune!